Tony, o partidă grea jucată în 14 jucători. Cum s-a simțit chestia asta pe teren? A fost foarte greu, mai ales că fiecare jucător a trebuit să mai aducă un plus pentru a suplini lipsa celui eliminat, dar totuși ne-am păstrat speranța și motivația. Ce le-ai spus colegilor tăi după acest cartonaj roșu? Da, a fost foarte greu, întrucât cartonașul a fost luat în prima parte a meciului, dar tot ne-am păstrat motivația și le-am spus că trebuie să jucăm până la capăt, să ne jucăm șansa și să dăm 100%. Cum ați reușit să reveniți de la 0 la 10? Am ales un joc pragmatic, mai ales în cea de-a doua repriză. Am vrut să jucăm la siguranță și să ne luăm punctele. Ce crezi că a avut România în plus în această partidă? Motivația, dorința, dar și calmitatea pe care am avut-o pe finalul meciului pentru a ne păstra punctele. Ce înseamnă această victorie pentru voi? Înseamnă, în primul rând, prima victorie ca și grup, prima victorie la un campionat european, dar și o mare bucurie pentru colectivul echipei și pentru colectivul staffului. Ai reușit să înscrii toate punctele pentru România. Spune-ne, cum te-ai simțit? A fost o mândrie, dar și o responsabilitate foarte mare. Emoțiile au fost la cote înalte, dar am vrut să le dau deoparte și să îmi fac treaba pentru echipa mea. Cum ți se pare competiția ca și nivel de intensitate? Este o competiție cu nivel de intensitate foarte înalt, foarte multe echipe pregătite pe partea tactică, tehnică și foarte multe stiluri de joc diferite. Urmează ultima partidă cu Belgia. Ce vă doriți de la acest meci? Ne dorim în primul rând victoria, dar și un joc foarte bun, atât pe 3 sferturi cât și pe grămadă, punând în practică ce am lucrat la ultimele antrenamente.